mergem spre oraș, încercăm să vedem cum funcționează noile reguli care au fost introduse de Primăria Suceava pe Bulevardul Calea Unirii pentru fluidizarea traficului rutier. Prima modificare este sensul giratoriu de lângă pasarela CFR. Aici a fost blocat sensul giratoriu și cei care vin despre oraș și vor să mă întoarcă spre oraș trebuie să circule pe sub pasarela CFR. Aici a fost creată o nouă bandă de circulație pentru cei care doresc să intre la Shopping City. Prima trecere de pietoni a fost desființată și a fost creată o nouă trecere de pietoni cu buton la jumătatea distanței dintre cele două stații de autobuz. A fost desființată și trecerea de pietoni de la semaforul de la Ambro și a fost interzis virajul la stânga spre parcarea Shopping City Suceava. Mergem spre sensul giratoriu de la Bazar, aici unde a fost creată o nouă bandă de circulație la dreapta pentru cei care vor să intre la Bazar. Aici, imediat după trecerea de pietoni cu buton, este banda de circulație la dreapta pentru cei care vor să intre la Bazar. Au fost deja separate sensurile de circulație cu niște New Jersey, așa cum sunt ele denumite, astfel încât cei care vin despre oraș nu mai pot să intre spre Bazar. Cei care vin dinspre oraș, aici, au aceste New Jersey și nu pot să intre la spre Bazar. A fost desființată și trecerea de pietoni de lângă podul peste Apa Suceavei. Traficul din zilele de Paști demonstrează că aceste măsuri, unele încă provizorii, au fluidizat circulația rutieră. Pe de altă parte, se pare că valorile de trafic au crescut în alte zone din oraș, motiv pentru care conducerea și specialiștii din primărie și de la poliția rutieră iau în calcul noi măsuri. Și dați-mi voie să spun, cred că a fost puțin mai bine la sărbătorii pascale în zona Bazarului, lucru care s-a confirmat prin lucrările care le-am făcut acolo. Cred că au fost lucruri inspirate și sigur ele sunt în studiu de circulație care a fost aprobat în Consiliul Local. Vreau să-i mulțumesc aici personal domnului viceprimar Lucian Avșovski, care a stat efectiv la fața locului și a insistat pe implementarea acestor măsuri și eu cred că, așa cum am spus, a fost mai bine. Culmea, dacă mi s-a părut mie, parcă a fost mai aglomerat în oraș și nu mă spun, chiar în zona primăriei, zona centrală, zona Peții, nu mai spun. De aceea, noi avem un studiu de fezabilitate făcut de Incertrans București, Institutul de Cercetări în domeniul transporturilor din București, un studiu profesionist, spun eu, în care sunt prevăzute foarte multe sensuri unice. Îl vom lua acel studiu din nou să îl studiem, să vedem unde vom face noi sensuri unice, chiar în măsura în care ne va permite, sigur, și poliția rutieră, vrem să facem pe anumite bulevarde sensuri unice. Astfel, pe modelul unor orașe, precum Brașov și Cluj-Napoca, circulația din Suceava s-ar putea realiza pe sensuri unice. Cele mai de anvergură modificări ar putea viza Bulevardul George Enescu și parte din Bulevardul Principal.